Hai, sus! 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 Haide! Hai sus! Hai! Hai sus! Haide! O cunet, băi, zi, bună dimineața! Da? Asta zici? Zi, bună dimineața! Nu-ți place? Opa, ne vedem mai bine! Așa zici, bună dimineața? Vreau să te dezvelesc. Că nu-ți place învelită. Este trecut de 7:30, deci ea s-a trezit undeva pe la 7:30. Și așa se trezește ea dimineața. Da. Da. Maimuțel. Și stă așa, liniștită, liniștită. Singură. Stă acum de dimineață cu jucării, se joacă, vorbește cu ele până la următorul somn. Da? Hai să vedem când e următorul somn. Văd că la ochișorul ăsta, unde a și avut canalul ăla înfundat, da, are aici așa ceva. De ce? Trebuie să ștergem. Nu-ți place? Vedem dacă am luat tot. Ha-ha-ha. O cunet, Vorbori. băi, dar nu-i de mâncare, bă, că mai are puțin. Am fost, am spălat fața și mânuțele, pentru că nu mai doarme, da? Și acum ne schimbăm. Ce nu-ți convine azi? Ce s-a întâmplat? Asta o doamna a spălat. Și stăm cu tracigoi. Stăm cu tracigoi. Zi, fata, zi. Zi, fata, zi. Zi, fata, zi. Ștergem aici și opa, pap, pap, pap. Unde fugi? Nu-ți place? Nu-ți place? Da, oleu, oleu. Da, gata, 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 gata,
Repede, repede, repede. Repede, 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 repede. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Hai. Hai să ne îmbrăcăm. Haide. Nu-mi place la îmbrăcat. Nu. Ține-mă bine, ține-mă bine, sus, 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 haide, hai sus, hai sus, hai sus, haide, hai, 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 caps, capul greu, e capul greu. Pentru că tot nu doarme și suntem la capitolul somn, până acum dormea în brațe cel mai mult, așa, mergând prin casă. Adică puteam să-i dau să mănânce, o puneam pe picioare să o legăm și nu voia, da, despre tine e vorba. Dar cum mă ridicam din pat și mergeam puțin, imediat adormeam.
Deci asta este 90% din cazuri, asta a funcționat. Apoi mai adorma pe picioare, când este aproape așa adormită și nu-și dă de ea seama că e pe picioare. Și adorme, dar în foarte puține cazuri. În schimb, aseară a adormit pentru prima dată în pat, lângă noi, fără, după ce a mâncat, fără sân în gură, deci n-a adormit la sân. A adormit pe urmă, în pat, lângă noi, așa, cu suta în gură, molfăii, nu știu ce, a mai legat eu puțin așa de fund. Rebecca a luat-o de ureche, că Rebecca are ticul ăsta să mângâie urechea și acum o ia pe lui Iris. Așa. Și a adormit. A adormit amândouă odată. Deci, după 4 luni, Iris are de fapt 4 luni și o săptămână. După 4 luni, au adormit amândouă în același timp. Așa e, fată? Iar acum e puțin mărăcănoasă. Eu cred că totuși că nu a adormit. Ea mai avea un somn. Avea, până acum, să vedem astăzi, 3 somnuri. Avea, se trezea, după vreo 40 de minute, 45, adormea. Se trezea după vreo 40-45 de minute. 50, cam pe acolo. Și pe urmă mai adormea vreo 2 ore la prânz. Dacă ieșea afară, dacă nu, întrerupt cumva, sau pe picioare, în fine. Acum, dacă tot nu a adormit, am schimbat-o, o să plecăm pe la 10 din casă, că sigur o să dorm afară, că este frig și aerul rece o adoarme. Da. Ieșim aproape zilnic, nu am ieșit când a fost ceață. Ieșim și când este foarte frig, de exemplu, azi sunt câteva grade, nu știu câte, dar este soare. Ieșim să se obișnuiască. Ea oricum este în căruț, este acoperită, nu ia acopăr și partea pe unde intră aerul. O să vă pun o poză sau o filmă și ceva de la plimbare. Pentru că ea oricum este jos, se vede doar fățuca și să intre aerul curat. Da. De mâncat, la tot așa, de vreo săptămână, nu mai mănâncă ziua. Și acum, n-a vrut deloc, de când s-a trezit de la 7:30, n-a vrut, pur și simplu nu vrea. În schimb, noaptea, noaptea cred că am mâncat de vreo 6 ori, nici nu mai mă uit la ceas, că n-are rost. Chiar la un moment dat am mâncat din ambii sân, ceea ce se întâmplă rar. De obicei mănâncă la un sân și adoarme și o las, n-o mai trezesc. Așa, și să vedem pe zi acum. Ce te uiți, fata, pe acolo? Este lampa, a început să vadă, să o distragă anumite chestii, apucă foarte bine, are astea de dentiții și le bagă în guriță, a început să aibă direcție, așa. Încă nu se răstogolește bine, adică nu trece de pe burtă pe spate, de pe spate pe burtă nu trece. De fapt, trece, dar foarte puțin, nu, încă n-a prins mișcarea. Așa, îi plac jucăriile care foșnesc foarte mult, sticlele, da, și zărgănitoarele. O să vă las un filmuleț cu o jucărie de aia cu care face zgomot, că râdea foarte, foarte bine. Da, mami, da. Așa e, așa, se aruncă suta pe jos deja. Îi place cum o scoate. Și dacă se poate, să fie toată ziua plimbată, plimbată, da, și vrea să stea în fund, că să vedem dacă mai vrea. Îi dau degețelele, ați văzut și l-a schimbat și ea cumva se ridică și eu o ajut, dar nu de foarte multe ori. Ce-am mai observat, ce se întâmplă recent, după ce mănâncă la un sân, vrea să fie ridicată ca să poată să râgâie și apoi se apucă de următorul, dacă se apucă. De obicei nu se mai apucă, pentru că nu prea, uite nici acum n-are stare. Bine, acum n-are stare pentru că nu a dormit. Revenim. Suntem în lift și ieșim afară și are ciorapi ăștia groși, are body cu mânecă scurtă, body cu mânecă lungă, ăsta subțirel, o salopetă de asta puțin vătuită și în picioare are șoșon din ăștia cu blăniță. I-am mai pus eu o pătură pentru că o să stăm cam o oră jumătate afară și
să-i fie cald la spate și are combinezonul ăsta cu tot așa, ca un sac de dormit gros. Iar pe cap îi pun o căciuliță subțirică. Îi pun căciulița asta subțirică pentru că are gluga de la salopetă și are și gluga de la combinezon și este foarte cald pe urmă la spate. Și oricum îi vine acoperită fruntea. Așa arată domnișoara, încă n-a adormit. Sunt 4 grade afară. Am mâncat înainte să ieșim, am dormit să iau așa puțin, dar am îmbrăcat-o și știam că o să dorm afară. Bate puțin vântul, dar ea acolo e bine, îi trag asta așa și vine și asta și somnușor. Ce faci, mă, copil, mă? Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci? Du-o în guriță pe mânuță. Au, vezi că mă zici toată mâna. M-ai apucat de toată mâna, mă, că ți-ai gura. Eu uite, mă, mami, mă, vreau să-mi mănânce mâna. Yummy, ne filmai. Este 4 fără un sfert. Iris s-a trezit la 1 fără 10. Am mâncat atunci, am stat, ne-am jucat. Am mâncat odată și noi am vrut să dormim. Rebecca a dormit, voiam și eu să dorm. Dar Miss nu doarme și ne plimbăm prin casă. Că nici în pat nu vrea să stea. Da. Ar trebui să mai aibă un somn acum. Dar să vedem când îl are. Și cam așa se încheie ziua. Nu? Acum se face seara. Și a dormit Rebecca, cred că de la vreo 3 și ceva, până la 6 fără un sfert. Iar Iris a dormit atunci de la 4 până la 5 fără un sfert, cam așa, trezit să mănânce puțin. Și apoi ne-am trezit toate la 6 fără un sfert, toate 3. Și cam așa se încheie rutina de zi, că s-a făcut noapte. Și îi place jucăria asta că foșnește. Da? Zi pa! 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 Nu? Nu?